și domnilor, sunt Ecaterina Profir, bun găsit la știrile TVT. Raportul prezentat mass mediei de conducerea Inspectoratului Județean a Poliției de Frontieră Vaslui arată că granița de est a Uniunii Europene este sigură și polițiștii sunt incoruptibili, chiar dacă unele state din Uniunea Europeană nu cred acest lucru. Instituția specializată care exercită atribuții cu privire la supravegherea și controlul trecerii frontiere de stat de prevenire și combatere a migrației ilegale și a faptelor specifice criminalității transfrontaliere s-a achitat bine de sarcini. Suntem județ de frontieră, dar 175 km de graniță a României, a Uniunii Europene cu Republica Moldova sunt în zona de competență a polițiștilor de frontieră vaslueni. În 2010, activitatea Poliției de Frontieră s-a desfășurat în mai multe direcții, toate având ca scop, în primul rând, asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în zona de competență. Trei direcții principale am urmărit în anul 2010. În primul rând a fost un efort deosebit manifestat în direcția pregătirii pentru aderarea la spațiul Schengen. În această direcție am urmărit, pe de o parte, pregătirea și creșterea performanței polițiștilor de frontieră, care desfășoară activități în cadrul inspectoratului. Cel mai fierbinte punct al respectării atribuțiilor la toate nivelurile a Poliției de Frontieră a fost cel legat de realizarea obiectivului strategic național de aderare la spațiul Schengen. Dar, din păcate, chiar dacă polițiștii noștri s-au achitat de sarcini din anumite considerente, acest deziderat nu a fost atins de România. Statistic, traficul de persoane prin cele două puncte de trecere a frontierei de stat Albița și Fălciu a crescut în 2010 față de 2009 cu peste 50%. Calitatea pe care o am, vă voi prezenta rezultatele obținute de către inspectoratul nostru pe linie operativă. Astfel, mă voi referi la traficul de persoane și mijloace auto, care a înregistrat în anul 2010 o creștere de aproximativ 50%. Față de anul 2009 și iar în privința traficului mijloacelor de transport s-a înregistrat o creștere de aproximativ 43%. Ca fapte ilegale constatate la frontieră au fost constatate 837 de fapte ilegale, dintre care 44 de infracțiuni și 399 de sancțiuni contravenționale. Despre activitatea celor de la Poliția de Frontieră vom reveni cu un amplu reportaj cu bune și rele. Pensiile mici și nivelul de trai îi fac pe unii pensionari să se îndatoreze mai mult. La Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, numărul cererilor pentru împrumuturi a crescut cu până la 30% în ultimele două luni. La început de an, bătrânii au luat cu asalt Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Vaslui pentru a solicita împrumuturi. Nici în decembrie nu a fost o lună mai liniștită. Dacă la final de an bătrânii au luat bani pentru sărbătorile de iarnă, la începutul lui 2011, întreținerea și plata taxelor locale au ocupat primul loc al cauzelor la împrumuturi. În luna decembrie, din calculele făcute, au crescut împrumuturile cu 25% față de perioada lui 2009, decembrie 2009. În luna ianuarie, din calculele făcute la cereri, au mai crescut cu 5% față de perioada. Înseamnă că la ora asta noi avem cu 30% mai multe solicitări decât în perioada anului trecut. Împrumuturile, în primul rând, acum început să împrumute pentru căldură. Noi avem membri în satele componente care fac parte din CRP Vaslui, care se încălzesc cu lemne. Aia au luat bani și s-au dus și s-au cumpărat lemne pentru încălzire. Punctul 2. Pensionarii sunt foarte corecți în plata impozitelor și taxelor și ca să beneficieze de bonusul ăla de 10%, sunt împrumutați și merg la primărie și achită impozitul pe clădiri, pe terenuri și ce mai au ei. Punctul 3. Sunt probleme de întreținere, așa, și alte probleme cu caracter permanent. Apă, căldură, telefon, cablu și așa mai departe. Se întâmpină și probleme. Conducerea se plânge de faptul că unii bătrâni uită să vină să-și plătească datoriile și atunci intervin popririle pe pensii care prelungesc foarte mult achitarea împrumutului. Din această cauză sunt și pensionari care la solicitarea împrumutului sunt amânați. Avem un număr de
19 debitori care s-au împrumutat foarte frumos și au uitat, noi i-am înștiințat, noi prima dată îi înștiințăm după 2 luni, 3 luni de neplată, le facem o înștiințare. Ei au refuzat să vină să spună care e situația și am fost obligați să facem popriri. Și am făcut la un număr de 19 membri popriri în valoare de 38.000 de lei, vă închipuiți dumneavoastră. Unul care are 1.000 de lei debit la noi, trebuie să așteptăm 25 de luni, că îi oprește 40 de lei pe lună. Grevează situația asta, noi suntem obligați să-i mai amânăm pe aia până și facem rost de altă sumă ca să putem să-i achităm. Înțeleg oamenii sau... Oamenii înțeleg, dar înțeleg mai greu. Înțeleg teoretic și când ies în jură. Sunt și pensionari care din puținul pe care l-au vin și achită împrumuturile pentru a solicita altele mai târziu. Bătrânii încearcă să facă economie pentru a putea restitui sumele de bani și de multe ori renunță chiar și la căldură sau mâncare. Nu, oamenii își plătesc rata. Și cum vă descurcați? Este destul de greu. Foarte greu. Reușiți să plătiți în fiecare lună? Nu, plătim și stăm și în frig, plătim și căldură și stăm în frig de seara 2 ore numai de căldură. Noi care bătrâni stăm în casă, bolnavi, toată ziua stăm în frig. Cum, ce împrumut ați luat? Am luat 24 de milioane. Și reușiți să-i dați? Îți reușesc, am făcut praznic la bărbatul de 7 ani. Și nu avem de unde lua. Cum vă descurcați acum la început de an? Că este destul de greu și întreținere? Greu. Greu. Rețeta e scumpă. Peste 2 milioane. Că-s cu inima și cu fac insulină. Se dau rata. Și cum vă descurcați? Bine. Bineșor. Ce împrumut ați luat? 10 milioane. Și reușiți să-l dați, mai ales că acum este greu? Nu, da. Cum e? Banii nu se mână. Bine, luna, eu pensia, aduc partea aici. Pentru a putea lua altă dată. Păi da. Cu ce vă confruntați? Care sunt greutățile cu care vă confruntați acum? Că rate am văzut că veni să le plătiți totuși. Arături de toamnă, acum vine discuiala de primăvară, s-a manat-o la pământ. Greu, ușor, merg înainte. Sunt foarte rare cazurile când pensionarii solicită împrumuturi mai mari de 3.000 de lei. Bătrânii vin și solicită doar suma de bani necesară pentru plata datoriilor, pentru a nu rămâne fără o parte din pensie mai târziu. Conducerea casei de ajutor reciproc a pensionarilor Vaslui se așteaptă ca în perioada următoare să crească și mai mult solicitările la împrumuturi. Dacă până acum beneficiarii de ajutor social stăteau la ușa primăriei să le împartă caseria banii care le se cuveneau, din acest an ei vor aștepta poștașul sau vor folosi bancomatul, deoarece prevederile legii privind venitul minim garantat au fost modificate. Totodată, ministrul Muncii a declarat că dorește înăsprirea controalelor. Primăriile găsite cu ireguli riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Conform legii numărul 276/2010, Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Vaslui va prelua toate datele necesare de la primării și va transmite banii după cum optează beneficiarul, prin mandat poștal sau direct în cont. Banii vor veni din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Până în prezent, la nivel de județ s-au înregistrat și întârzieri, având în vedere faptul că unii primari nu au prezentat datele în conformitate cu cerințele instituției. Am solicitat, am trimis baza de date la București cu sumele respective pentru toate comunele, dar unele comune, cum să vă zic eu, cred că ne-au adus 7 feluri de situații, niciuna bună. Deja au fost și înțelegeri inițiale, deja sunt chestiuni de bucătărie noastră. Zic, n-aș vrea acum să dau niște nume de comune, dar, sincer, personal, am fost și mirat și dezamăgit de modul cum a pus problema unei primării, mai ales în condiții în care am discutat cu primarii, le-am explicat și urgența și necesitatea ca ceea ce îmi transmite într-o primă fază ca să pot transmite la București, să nu rămână comuna respectivă fără banii pentru familiile din comună. Deci ne-am înțeles să transmită situația, să aibă grijă ca situația care mi-o transmite să fie cea care o să mi-o aduc în format electronic și scris. Cu primarul am discutat. Din păcate nu s-au ținut de cuvânt și ne-au creat nouă serie de probleme. Dacă vechile reglementări îi obligă pe beneficiar să aducă la primărie acte doveditoare necesare întocmirii dosarului de venit minim garantat din 6 în 6 luni, noua normă reduce această perioadă la 3 luni. Această reglementare s-ar putea modifica din nou, beneficiarii să aducă actele o dată pe lună. Deși nu s-a publicat nimic în acest sens, vasluienii din mediul rural au luat cu asalt primăriile și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui pentru a-și lua adeverințele necesare pentru oglindirea venitului și statutului social. De asemenea, în întâlnirea reprezentanților Agenției Județene de Prestații Sociale din țară cu ministrul Muncii Ioan Botiș, s-a stabilit că începând cu acest an, controlele se vor înăspri, iar cei găsiți în neregulă riscă amenzi până la 100 de milioane de lei vechi.
Este a doua oară când ne-am întâlnit cu domnul ministru și cel puțin legat de inspecția socială ne-a spus cel de clar că dorește să o întărească. De fapt, din ultimele luni, ultimul chiar după anul 2010, când s-a discutat mult pe această temă a cheltuielilor de natură socială, ne-am dat seama cu toții că sunt sume foarte mari. Nu-i vorba de noi, cât mai ales de publicul larg, sume foarte mari care se speculează în acest domeniu și care nu prea era controlat. Nici legislația nu era pe această temă a controlului bine pus la punct și mai ales nu existau și anumite măsuri, că din păcate dacă o lege nu ai și niște măsuri prin care să impui să se facă cum spune legea, din păcate omul nu face sau românul nu face, nu știu cum să vă spun. Acum amenzele este de la 1.000 la 10.000, deci de la 10 milioane la 100 de milioane. Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social au obligația să demonstreze cu acte în fiecare lună că îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 7 aliniatul 1 din legea 271/2010. Plata aferentă lunii decembrie 2010 se va efectua de Agenția Județeană de Prestații Sociale până la finalul lunii ianuarie. Județul Vaslui se menține în top la recensământul general agricol. Recenzorii au reușit să finalizeze culegerea datelor în teren, Vasluiul situându-se printre cele 4 județe ale țării care au reușit să termine această etapă. Recensământul general agricol se desfășoară în timp alerți la Vaslui. În această săptămână, recenzorii au încheiat culegerea datelor în teren, în timp ce media pe țară de completare a formularelor a fost de 96%. Din informațiile operative centralizate de Institutul Național de Statistică asupra ritmului de colectare a datelor în teren pentru recensământul general agricol, în perioada 2 decembrie 2010-19 ianuarie 2011, se constată că s-au completat 96,02% din numărul total al chestionarilor statistice estimate a fi înregistrate cu ocazia recensământului. Înregistrarea datelor statistice s-a finalizat în următoarele județe: Arad, Brașov, Dolj și Vaslui, deci județe care au realizat 100% din numărul total al chestionarelor în teren. În alte 13 județe, înregistrarea datelor statistice a fost superioară mediei calculate la nivel național. Dintre acestea putem enumera Bacău, Vrancea, Prahova, Călăraș, Bihor. Urmează ca în luna februarie să se desfășoare o anchetă în teren, care la Vaslui va avea 4 sectoare. La încheierea acestei etape, deci a fost această etapă de înregistrare în teren, urmează etapa de verificări asupra chestionarilor înregistrate, verificări realizate de către recenzorii de teren, apoi recenzorii șefi și coordonatorii, ca apoi aceste formulare să fie predate către Secretariatul Tehnic Județean. În etapa următoare, că va fi și o etapă următoare, în luna februarie, se va desfășura în teren o anchetă de control. În județul Vaslui această anchetă se va realiza într-un număr de 3 sectoare de recensământ, în comuna Ivănești, un sector, în comuna Bogdana, un sector și în municipiul Huș, al treilea sector. Recensământul general agricol a demarat pe data de 1 decembrie, iar la nivel de județ a fost nevoie de aproximativ 7 săptămâni pentru culegerea datelor statistice din teren. Colectarea datelor pentru recensământul general agricol din România se va încheia la nivel național pe 31 ianuarie 2011. Rezultatele finale ale recensământului general agricol 2010 vor fi publicate în 5 volume, dintre care unul cu date la nivel național și 4 cu date la nivelul fiecărei macroregiuni de dezvoltare. Cele 7 unități spitalicești din județul Vaslui au primit de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate peste 28 de milioane de lei, suma aferentă primului trimestru. Amănunte primiți la știrile pe scurt. Cel
cele 7 unități spitalicești din județul Vaslui au primit de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate peste 28 de milioane de lei, suma aferentă primului trimestru. Cea mai mare sumă a primit-o Spitalul Județean de Urgență Vaslui, peste 11 milioane de lei, având o medie lunară de peste 3,6 milioane de lei. Spitalul Municipal de Urgență Bârlad a primit un buget de aproape 9 milioane de lei, iar Spitalul Municipal din Huș aproape 4 milioane de lei. Cea mai mică sumă a fost repartizată Spitalului Tutova, 880 de mii de lei, în primul trimestru. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui a prelungit valabilitatea contractelor încheiate în anul 2010 cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale prin acte adiționale, fiind alocat un buget de peste 58 de milioane de lei, în această sumă intrând și sumele alocate spitalelor. Conform acestei modificări, pot depune cereri și persoanele fizice care sunt crescători de vaci de lapte până la data de 31 decembrie 2010 din comunele Alexandru Vlahuță, Bogdana, Bogdănița, Dragomirești, Gherghești, Ibănești, Ivănești, Puiești, Pungești și Voinești, cu condiții specific defavorizate s-au depus 37 de cereri. Acestea au fost depuse de persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale. Petru Botez, directorul APIA Vaslui, a precizat că pe lângă acești beneficiari, până la data de 21 ianuarie 2011 pot depune cereri și persoanele fizice crescătoare de vaci de lapte din comunele cu condiții specific defavorizate, care dețin cel puțin 2 vaci de lapte. Persoanele fizice care au depus cerere de plată și nu s-au autorizat potrivit legislației nu vor depune o nouă cerere. Beneficiarii trebuie să dețină între 2 și 15 capete de vaci de lapte inclusiv, pe exploatație la termenul limită de depunere a cererilor. Beneficiarii cu un efectiv mai mare de 15 capete de vaci de lapte pe exploatație beneficiază de ajutorul specific calculat la nivelul maxim de 15 capete de vaci de lapte. Perioadele de lucru sunt următoarele: la recoltarea căpșunilor începând cu sfârșitul lunii mai sau mijlocul lunii iunie, până la sfârșitul lunii iulie sau jumătatea lunii august, adică între 5 și 10 săptămâni, la recoltarea mazării de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lunii august, la recoltarea dovlegeilor sau acepei de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lunii octombrie, cu 2 săptămâni de pauză în august, la recoltarea zmeurei sau căpșunilor în sere din aprilie până noiembrie, în diferite perioade de timp. Cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă vârsta minimă 18 ani, cunoștință de limba engleză de nivel mediu, să fie apți pentru muncă fizică grea. Experiența în muncă agricolă constituie un avantaj. De asemenea, munca anterioară în ferme daneze constituie un avantaj. Se caută și câțiva culegători de fructe sau legume cu anumite abilități pentru efectuarea de alte activități part-time pe lângă culesul fructelor sau legumelor. Procentul de încadrare la nivelul Inspectoratului de Poliție al județului Vaslui este de 86,28%. În prezent, la nivelul unității se înregistrează un deficit de 111 polițiști și 12 personal contractual. Cu toate acestea, anul 2011 nu se anunță deloc bun pentru polițiști. Valul disponibilizărilor dictată de guvern va atinge toate structurile Ministerului Administrației și Internelor, inclusiv IPJ Vaslui. În anul 2010 a fost suplimentat numărul de angajați cu 8 ofițeri și 24 de agenți. În aceeași perioadă, Inspectoratul de Poliție al județului Vaslui a contabilizat 39 de pierderi, 10 ofițeri, 25 de agenți și 4 personal contractual. În ceea ce privește recompensele sau, după caz, sancțiunile, 39 de polițiști au fost recompensați, fiind acordate 11 avansări în gradul profesional următor, înainte expirării stagiului minim în grad, 5 ofițeri și 6 agenți și 28 de mulțumiri și felicitări scrise, 14 ofițeri și 14 agenți. Liceul Mihail Cogălnicianu din Vaslui a primit controlul celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. S-a efectuat și un exercițiu pentru a vedea timpul de răspuns al elevilor în cazul unui incendiu. În urma acestuia, calificativul a fost unul foarte bun pentru liceul vasluian. Elevii de la liceul Mihail Cogălnicianu din Vaslui au avut azi vizita Inspectoratului pentru Situații de Urgență. După controlul amănunțit al clădirii, s-a decis efectuarea unui exercițiu în care să se poată observa reacția de răspuns a elevilor în caz de incendiu. Adolescenții au ieșit conștiincioși din clădire, dar nu au uitat de glumițele aferente situației, înțelese chiar și de conducerea unității de învățământ. Deci astăzi am avut un control de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. În cadrul acestui un control mai amplu, iar în cadrul acestui control am efectuat și un exercițiu de alarmare și de evacuare a clădirilor în caz de incendiu.
Spre deosebire de exercițiul care l-am efectuat în toamnă, la începerea școlii, când am reușit evacuarea clădirii în 5 minute, acum s-a reușit ieșirea din clădire în 3 minute, ceea ce corespunde standardului impus pentru situații de urgență. Evident, copiii au reacționat bine, cu micile, că spune, glumițe care se fac de obicei într-o situație care nu este reală. Sunt convins că într-o situație reală vor da dovadă de toată seriozitatea care se cuvine în astfel de situații. În această perioadă, ISU Vaslui desfășoară activități de control în unitățile de învățământ din Vaslui. Liceul Mihail Cogălnicianu a trecut cu brio de testul pompierilor. Astăzi, la Liceul Mihail Cogălnicianu din municipiul Vaslui, s-a desfășurat un exercițiu de alarmare în caz de incendiu. Acest exercițiu a urmărit modul în care elevii sunt capabili să se evacueze în cazul producerii unei situații de urgență, modul în care cadrele didactice pot să-i coordoneze și să urmărească felul în care ei se evacuează. Putem afirma că acest exercițiu a fost unul reușit, deoarece elevii s-au evacuat într-un timp destul de scurt, având în vedere mărimea liceului. Ei s-au adunat pe locul de adunare în aproximativ 3 minute. În fiecare an, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui desfășoară astfel de controle în toate instituțiile din Vaslui. Școlile au prioritate, având în vedere riscul ridicat la care pot fi implicați copiii. Mamele care vor să stea acasă timp de 2 ani au o grijă în plus. Alegând între carieră și familie, ele își asumă astfel riscul de a fi concediate imediat după încheierea concediului de îngrijire a copilului, cel puțin asta rezultând din noul text normativ. La nivel național, se vehiculează că patronii pot face angajări pe acel post. În decembrie 2010, executivul a hotărât că de la 1 ianuarie 2011 părinții să fie cei care vor alege cât vor sta acasă cu copiii. Cine vrea să stea acasă 2 ani, copilul va primi până la 1200 de lei pe lună. În schimb, cine vrea să stea doar un an, va primi 75% din venitul pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 3400 de lei. În textul legii nu mai este menționat faptul că patronul nu are voie să angajeze pe altcineva pe postul mămicii care alege să stea acasă cu cel mic 2 ani. În opinia celor de la Agenția de Prestații Sociale Vaslui, acest aspect a fost doar o omitere a actualilor guvernanți. Discuții au fost, eu știu, din mass media și am tot din mass media am înțeles și niște declarații în partea ministerului, să zic așa. Deci e vorba de mămicile care și au aleg de la început varianta cu 2 ani să stea acasă cu copilul. În vechea legislație se lua clar perioada respectivă, angajatorul nu are drept, trebuie să-i păstreze locul de muncă. Acum, pe tema asta nu s-a scris nimic, dar eu cred că nu există nicio intenție, poate cu dorința de a rezolva cât mai multe, actualul guvern sau cei care au lucrat pe această temă, efectiv au omis, dar înțeleg că vor reveni și vor... Înțelegerea este că cel puțin legat de 2 ani, toate celelalte chestiuni rămân la fel, deci inclusiv problema cu locul de muncă a persoanei care este în concediu pentru creșterea copilului. În cazul mămicilor care aleg să stea acasă doar un an, situația se schimbă. Deci nu există fără niciun risc. În general, persoanele care rămân acasă numai un an de zile, având tipurile și venituri mai mari, sunt persoane care, din punct de vedere profesional, au o pregătire mai avansată, să spunem, și de care orice angajator bănuiesc ar avea nevoie. Deci nu există acel risc. Totuși, pentru categoria respectivă, față de vechea lege, s-a impus ca cel puțin 6 luni angajatorul, după revenirea la muncă, angajatorul nu are voie să le concedeze persoanele respective. Deci o modificare în avantajul beneficiarilor, zic așa, față de vechea legislație. Eu zic că, dincolo, ca să revenim, este o scăpare care am înțeles că va fi remediată. Deci nu-i cazul să impacientez persoanele în cauză. Potrivit ordonanței de urgență care stabilește noua indemnizație de creștere a copilului, mamele care vor să stea acasă 2 ani, copilul ar putea fi dat afară în cel de-al doilea an de concediu maternal. Legea le interzice patronilor să le concedieze doar pe cele care aleg indemnizația timp de un an. Pentru cele care aleg varianta de 2 ani, nu este stipulată nicio măsură în ceea ce privește locul de muncă. Reprezentanții guvernului spun că prin această măsură vor să încurajeze munca. De cealaltă parte, organizațiile de mămici cred că măsura e discriminatorie. Ei au trimis o scrisoare ministrului Botiș, însă deocamdată nu au primit niciun răspuns.
Majorarea accelerată a prețului carburanților a determinat șoferii să caute metode inedite de protest și autoritățile să promită controle. Cu toate acestea, litrul de benzină are mai multe șanse de scumpire decât de ieftinire. Benzina și motorina s-au scumpit constant anul trecut, înregistrând majorări de peste 15% în medie. Scumpirile au fost de fiecare dată mici, echivalentul a câțiva bani pe litru, iar aceasta a făcut ca populația să le sesizeze mai greu. Deși orice proprietar de autoturism observă că achiziționează tot mai puțin combustibil cu aceeași sumă de bani, spiritele s-au inflamat doar după ce benzina a depășit pragul psihologic de 5 lei pe litru. Principala acuzație a oamenilor care își văd banii ducându-se în proporție tot mai mare către combustibil, dar și a unor transportatori se îndreaptă către OMV Petrom, companie care deține drepturile de exploatare a resurselor de tiței din România. OMV Petrom este însă una dintre cele mai profitabile companii din țara noastră, în primele trei trimestre ale acestui an înregistrând un profit operațional de peste 2 miliarde de lei. În România există la finele lui 2009 un parc auto de 5,32 milioane vehicule, dintre care 4,3 milioane autoturisme, iar restul autobuze, camioane, tiruri. Pare mult, însă parcul nu poate decât să crească, mai ales că gradul de motorizare al țării noastre este sub media europeană. Ce se va întâmpla cu prețul carburanților anul acesta? Va crește sau, în cel mai bun caz, va stagna. 5,5 lei pe litru de benzină este prețul la care s-ar putea ajunge în 2011, dacă cotația barilului de petrol crește, iar dolarul se apreciază față de leu, scrie revista Capital. Vasluienii au fost nemulțumiți în 2010 de serviciile furnizate de anumite societăți comerciale și au reclamat aceste nemulțumiri organismelor competente. În a doua jumătate a lui 2010 s-au înregistrat peste 600 de reclamații venite din partea consumatorilor. În semestrul 2 al anului 2010, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Vaslui a fost înregistrate un număr de 611 reclamații primite din partea consumatorilor. Dintre acestea a fost cercetate până la sfârșitul perioadei un număr de 598. În urma cercetării, 397 de reclamații au fost întemeiate, 105 neîntemeiate, 33 au fost redirecționate pentru cercetare organismelor competente, iar 63 au fost nesoluționabile. Cele 13 reclamații nefinalizate până la sfârșitul anului au fost cercetate imediat în perioada următoare, în termenul legal. Cele mai multe reclamații au fost înregistrate la credite bancare, 286, adică 46,81%, tâmplărie cu geam termopan, 30, produse electrice și electronice, 28, rezervare, comercializare, bilete de avion, 22, servicii, telefonie fixă și mobilă, 2,95%, furnizare apă potabilă, 15, izolații termice, blocuri, 14, furnizare energie electrică, 13, adică 2,13%, același procent, înregistrându-se și la servicii internet și TV cablu. Reclamațiile primite din partea consumatorilor au fost atât din Vaslui, cât și din Bârlad Negreș și din mediul rural. Comisarii trag un semnal de alarmă către consumatori în cazul în care întâmpină nereguli în comerț să se adreseze comisariatului din Vaslui pentru a se lua măsurile necesare. Urmează rubrica Infotrafic. Polițiștii recomandă șoferilor să adopte o manieră prudentă de conducere fără bruscarea comenzilor vehiculelor, să efectueze fiecare manevră doar după o temeinică asigurare, să utilizeze preponderent frâna de motor și să evite efectuarea depășirilor care, în asemenea condiții meteorutiere, se dovedesc extrem de periculoase. Radarele vor fi amplasate joi 20 ianuarie pe drumul național 24 Vaslui Vălen-Solești, drumul național 24 Vaslui Băcăuani-Crasna, drumul european 581 Bârlad-Bădeana-Tutova, drumul național 24 Bârlad-Zoleni-Banca, drumul european 581 Hursa-Tunăoltenești și drumul național 24A, Huș-Râșești-Albița. Conducătorii auto-începători trebuie să evite pe cât posibil conducerea autovehiculului în condiții de drum alunecos, pătind de noapte sau pe distanță mari, dată fiind experiența redusă și riscul implicării în evenimente rutiere. De asemenea, dacă au mai puțin de un an, vechime în conducere, viteza maximă admisă pentru aceștia în afara localităților este cu 20 de km pe oră mai mică decât viteza legală, spun polițiștii. Totodată, în această perioadă vor fi folosite la capacitate maximă aparatele video de supraveghere a traficului și măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor. Drum bun! În opinia lui Hizo, FC Vaslui are șansa a treia la câștigarea campionatului, văzând-o favorită pe Oțelul, actualul lider din Liga 1. Viorel Hizo vede un retur de foc în care echipele aflate în plutonul fruntaș nu se vor menaja deloc și vor da totul pentru a câștiga campionatul. Sper că avem lotul cu care să putem să abordăm campionatul, un campionat care va fi greu, care sunt convins că se va disputa cu pistoalele pe masă și
și echipa care au în componență jucători cu un caracter mai puternic, care se pregătesc mai bine și care au mentalitatea pe care o cere un campion, va câștiga campionatul. În opinia mea, prima favorită este Oțelul. Hiza vede favorită în câștigarea titlului pe Oțelul Galați. În opinia mea, prima favorită este Oțelul, a doua, Poli Timișoara, iar a treia favorită suntem noi. Deci în ordinea locurilor în clasament. Sper ca să ajungem acolo unde ne dorim, dar asta o putem să o facem numai cu concursul la toți jucătorii. FC Vaslui se află pe poziția a treia în clasamentul ligii, întâi cu 32 de puncte, aflându-se la 7 puncte distanță de liderul Oțelul și la 2 față de Timișoara, ocupanta locului 2. Antrenorul Vasluienilor dorește să arate valoarea și altor jucători a echipei care nu au ieșit în față în prima parte de campionat. Acesta a spus că va schimba sistemul de joc al galben-verzilor. Fiorel Hizo anunță schimbări radicale în sistemul de joc al Vasluiului, încercând să-i aducă în prim plan pe o serie de jucători care nu au ieșit în evidență în prima parte de campionat. Ocuparea mea este pentru că trebuie să schimb probabil și sistemul de joc și formula de bază. Încerc să aduc în prim plan al jucători care nu au reușit să joace în tur, sunt jucători care trebuie să joace. Eu am avut o perioadă grea, am venit după un lung scandal, trebuia să acumulăm puncte, nu am avut timp să lucrăm pentru a îmbunătăți jocul. Noi trebuia să adunăm puncte. Ăsta era scopul, care era foarte greu de realizat. La un moment dat, nici eu nu credeam că putem să mai ajungem pe locul 3. Însă, datorită jucătorilor și datorită echipei s-a putut realiza acest lucru și suntem postați în acest moment într-o poziție în clasament bună. Dar pentru asta trebuie acum să venim, avem timp să îmbunătățim jocul. Deci preocuparea noastră trebuie să fie să îmbunătățim jocul. Ca să îmbunătățim jocul trebuie să putem. Deci nici nu mă gândesc acum la nimic tactic, pentru că în primul rând trebuie ca această echipă să poată să joace și după minutul 60. Antrenorul Vasluiului și-ar dori să mai transfere cel mult 2 jucători pentru a avea dublură pe toate posturile. Deci dacă TAS-ul ne va da dreptate, cu siguranță vom face unul sau maxim două transferuri în 2 posturi care în momentul ăsta eu consider că le avem deficitare. FC Vaslui așteaptă verdictul de la TAS după ce a contestat decizia dată de FIFA, interzicându-le galben-verzilor să mai vândă sau să cumpere jucători. Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!